așa am înțeles că era de el. Dacă și un roșu treci la noi, te băgăm la pușcărie și îți dăm permisul, nu e așa? Am venit peste voi ca toată noaptea să fac. Voi tot veți avea nevralgie și veți lua Nurofen, astfel încât la testul antidoping veți fi drogați. Dar foarte. Dacă așa mi-a spus jandarmul, nu știu care sau nu știu cum să fac, mă fac. Eu v-am anunțat, faceți în continuare, așa faceți, faceți. Că așa ați făcut și la București, așa faceți și la Ploiești. Acum o să vină colegii mei și o să vă dea o amendă. Dacă nu vine serviciul român, ceea ce încă nu a făcut-o până acum. Deci tot dacă vii la București, tu trebuie să taci. Că nu ăsta era planul. Noi nu vrem, așa că venim peste tine în județul tău. Stați cu minții că nu vine, nu vine. Eu sunt coleg cu dumneavoastră și vecin. Trebuie să luăm de aici, vă spune ceva. O ființă umană. Vom duce la interogatoriu și după ce vom duce la interogatoriu, nu știu. Păi ce să zic? Da, ia să vedem. Că dacă așa vrea domnul Simion sau ce, dați-ne aparatele de interceptare și de fotografiere și de filmare. Iată cum filmează și nu vrem noi să filmeze. Iată cum fotografiază, iată cum... Mircea, da. Să merg și la... Nu mai luăm pe doamna Neguț. Mergem direct la față. E complicat. E să mă opresc și eu pe Praga. Nu, o luăm așa cum am luat-o pe Neguța, mă lași pe mine la pod și te întorci înapoi. Și e complicat. Acolo. N-are.
să te lași pe bulevard. Da, și să iei 30? Da, iei direct, 30 minute. Da, cum vrei.